Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Ion Iliescu a împlinit în această primăvară venerabila vârstă de 92 de ani. Din cauza problemelor de sănătate, fostul președinte al României este extrem de discret cu aparițiile publice, în ultimii ani a fost spitalizat de câteva ori. Astfel, în aprilie 2019, el a fost operat de ericardită lichidiană tamponadă cardiacă, la Institutul CC Iliescu din Capitală. Ion Iliescu a mai fost operat la inimă, fiindu-i montate câteva stenturi, iar una dintre operații a fost făcută la Paris în 2007. Ultima fotografie cu Ion Iliescu a fost postată cu ceva vreme în urmă pe contul deputatului Ionuț Vulpescu, fost ministru al culturii și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului președinte. Ion Iliescu apare în imagine slăbit și pare să se sprijine pe cei doi amici care au venit la el în vizită. Ultima sa apariție publică a avut loc în martie 2017, atunci când a mers la parchetul general, fiind citat de procurori în dosarul Revoluției, în care el a fost trimis în judecată pentru infracțiuni contra umanității. Între timp însă, dosarul a fost retrimis de Instanța Supremă Parchetului Militar. Pentru refacerea anchetei, Ion Iliescu a fost președintele României pentru 3 mandate. Prima oară din mai 1990 până în 1992, acelea fiind și singurele alegeri prezidențiale din România desfășurate într-un singur tur. La al doilea mandat, din 1992, Iliescu a câștigat alegerile cu 61% din voturile exprimate în al doilea tur, pe cele din 1996 le-a pierdut în fața lui Emil Constantinescu. Dar după 4 ani de opoziție a triumfat în fața lui Corneliu Vadim Tudor. La finalul mandatului, în 2004, acesta i-a predat ștafeta lui Traian Băsescu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.